Corupția rămâne una dintre cele mai mari provocări în universitățile de la noi din țară. Este concluzia unui studiu privind nivelul de integritate academică realizat în 7 instituții de învățământ superior. Studenții intervievați au vorbit despre mituirea cadrelor, plagierea tezelor de licență sau cumpărarea diplomelor de absolvire. Reieșind din rezultatele acestui sondaj, Ministerul Educației a lansat o campanie de informare privind toleranța zero față de corupția din sistemul educațional. În baza constatărilor studiului, universitățile vor aproba planuri anticorupție cu măsuri concrete de prevenire a acestui fenomen, inclusiv adoptarea unor mecanisme interne de raportare a ilegalităților. Iar Ministerul Educației va elabora un soft antiplagiat pentru tezele de licență, master, doctor, care va verifica corectitudinea acestor lucrări. Noi deja la Universitatea Tehnică am intervenit, am introdus începând cu această lună și vom continua în fiecare semestru evaluarea tuturor profesorilor de către studenți pe toate cursurile, pe toți profesorii cu care au interacționat. Și cu această ocazie eu aș vrea să mă adresez și studenților, să fie mai vocali, vocea lor într-adevăr este una foarte importantă, din păcate se vede și din sondaj. De multe ori studenții sunt mai reticenți de a fi vocali. Potrivit sondajului, în pofida corupției persistente, aproape 90% dintre studenți sunt satisfăcuți de procesul educațional și condițiile de studii oferite de universități. Potrivit cercetării, 44% dintre studenții intervievați au pus note de 9 și 10, iar alți 44% note de 7 și 8 pentru procesul educațional și condițiile de studii. Este încă un moment important care trebuie de relevat aici pe la creșterea numărului de studenți străini. Ce aici vorbește este faptul că avem, cu toate problemele care se discută, avem un sistem de învățământ superior care este în continuare în creștere, se fac investiții și putem să facem față în continuare cerințelor. La polul opus, cu notă de 1 la 4, au fost evaluate accesul în campusurile universitare pentru persoanele cu nevoi speciale și condițiile din căminele studențești. Studiul a fost realizat în perioada 2 februarie-21 martie 2024 pe un eșantion de 4209 studenți de la USM, UTM, Academia de Studii Economice, Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Universitatea de Stat Alecu Ruso din Bă și Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. În total, la aceste instituții își fac studiile peste 42.000 de studenți. Cercetarea a fost efectuată de compania Magenta Consulting la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării și Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei.